Bună ziua, bună seara, bine ați venit și ați revenit pe canalul meu de YouTube, Reția Clar Viziune, citire pe foaie. Astăzi am să vă fac citirea generală pentru săptămâna 30 octombrie, 5 noiembrie. Este valabilă și pentru domni și pentru doamne. Vă mulțumesc pentru abonări, pentru like-uri, pentru revenirea și venirea dumneavoastră. Dacă vă place ceea ce fac și credeți că rezonați, vă aștept în continuare să vă abonați, apăsând butonul pe abonare și pe clopoțel ca să primiți toate videoclipurile pe care le livrez. După cum am spus, această etalare este una generală și este valabilă și pentru domn și pentru doamne. Haideți să vedem ce se mai întâmplă de mâine încolo pentru săptămâna ce urmează. Bun. Unii dintre dumneavoastră veți semna deja mâine un act. Vă rezolvați o problemă mai veche pentru o locație. Locație înseamnă teren sau casă. Alții dintre dumneavoastră, fantastic, deci apare foarte intens un bărbat de ghindă aici cu care aveți de rezolvat o problemă de bani și care ori îi dați, ori îi luați. Cert este că este o problemă care se va rezolva. Toată chestia asta ține deja de pe o dată de 12, se pare că poate ține chiar de o lună de zile să fie acest lucru sau chiar de un an. În orice caz, rezolvați o problemă cu un bărbat brunet cu ochii negri, indiferent că sunteți doamne sau domn, vi se rezolvă o problemă materială. Și da, mai aveți o curie pe data de 1, de 1 noiembrie. Probabil ori bucuria aceasta că vă rezolvați cu banii, cu această parte bărbătească sau cu acest act, însă aveți extra, pot să vă spun, și o bucurie și un nou început miercuri. Unii dintre dumneavoastră, da? Puteți fi cu inițiala de L, cu inițiala de A și mai puteți fi născuți și pe data de 31. Haideți să vedem, începem săptămâna bine cu noi începuturi, sunt schimbări, se întâmplă ceva de bine, sunt schimbări pentru unii dintre voi. Chiar va fi un nou început. Cei care sunteți energie tinere, mai ales cei de roșu, indiferent cum sunteți, dacă sunteți domn sau doamne, nu mai vreau să mă repet, deci energiile tinere, da? Pentru că este o etalare generală și pentru domn și pentru doamne. Energiile tinere, săptămâna aceasta veți fi destul de mult plecați, deci mă refer până în 40 de ani. Veți face foarte multe drumuri scurte și veți fi într-o mare aglomerație. Sunteți în aglomerație, nu știu de ce, să vedem. Sunt drumurile foarte bine aspectate. Da, ori v-ați găsit servici, ori mergeți la școală, se poate să fiți la facultate sau la o școală sau la niște cursuri. De fapt, că unii dintre voi totuși veți absolvi ceva sau veți lua o diplomă în plus săptămâna viitoare. Cei care sunteți născuți pe data de 24 și data de 3 și în luna martie trebuie să stați un pic retrași. Da. Deci pe data de 24 cine care sunteți născuți nu contează luna, da? În orice lună. Trebuie să stați un pic retras săptămâna asta.
nu retragi să nu mai mergeți la școală, la examene sau în sensul că ar fi bine să fiți pe silence, dați pe silence, da? Să vă retrageți dintr-o situație și să așteptați până la sfârșitul lunii. Cei care sunteți în luna martie născuți, încercați să nu mai sperați aiurea la o situație, pentru că aiurea, mă rog, stați atârnați într-o situație care este blocată. Vreau să văd, nu știu ce situație, într-o situație, uite-le aici că nu le vedeam, să vedem într-o situație în care stați cei din martie. Stați și așteptați ori din luna martie, ori sunteți născuți în martie și stați și așteptați, sunteți destul de puternici să treceți peste acest lucru, stați și așteptați, vă așteptați partenerul de câteva luni de zile, care la unii se pare că într-adevăr vor veni partenerii, se vor întoarce, dar la unii nu este clar. Aș fi fericită la toți să vi se întâmple un lucru bun, dar nu se poate. Deci se vor întoarce la voi cei care sunt născuți pe data de 1 în luna ianuarie și cei care sunt într-adevăr la drum, da? Persoanele care sunt la drum, care totuși sunt, uite, ați avut necazuri, ori voi sunteți damă de roșu, ori voi, domnilor, ați avut necazuri cu o femeie de roșu, deci se pare că unii dintre voi vă și separați în săptămâna ce urmează. După aceea, cei care sunt lucrați în instituții de stat, uite, ca să vă arăt, vă cade o pagubă, să vedem la cine-i paguba asta, de fapt, pentru că se întâmplă niște lucruri la unii dintre voi la servici mai urâte, ceea ce înseamnă că nu vă avantajează asta, nu înseamnă neapărat că veți fi dați afară. A căzut și omul de stat, deci dacă sunteți la servici și știți că sunt probleme acolo, exact ce vă spuneam mai devreme, este cazul să nu vă ambalați și să tăceți din gură. Și vă spun că puteți trece peste această pagubă. Nu este vorba că vă dă afară, dar o situație, niște schimbări care se vor întâmpla nu vă avantajează. E ca și cum poate fi, de exemplu, ce simți la unii dintre voi, că vă schimbă sediul, locul sau și sunteți supărați, da? Sunt niște schimbări acolo care, cum am spus, nu vă convine, ori că pe urmă veți fi prea departe de casă, ori pur și simplu, ori poate se zugrăvește, că așa se apucă, ei se apucă de toate în toamnă, în iarnă, sau se schimbă, se zugrăvește ceva și nu, ceva nu este în regulă. Cei care aveți șefi, care au, chiar care au ochii verzi sau albaștri, să știți că devin din ce în ce mai periculoși. Iar unii dintre dumneavoastră aveți grijă, cei care aveți rate la bancă sau de dat bani pentru o casă, exact ce voiam să spun și mi-apare casa, ia uite, pentru o casă sau pentru o afacere, dacă aveți bani, aveți grijă pe data de undeva pe joi, vineri, să nu cumva să pierdeți ceva, aveți grijă ce semnați, aveți grijă ce bandați sau ce nu dați, dacă puteți să, nu știu, să mutați această, nu știu, această plată, acest contract, să treceți de săptămâna viitoare, pentru că nu sunt niște energii bune tocmai pentru a lua așa hotărâri, să știți că vă veți salva o situație, vor reuși să vă salvați o afacere, ori vă salvați o casă. Acum, săptămâna asta, trebuie să nu fiți, mai ales cei care aveți probleme cu casa în speță și cu afacerile, cu actele, cu tot felul de genul acesta de probleme cu instituții de stat, să nu fiți impulsivi, da? Pentru că veți, până la urmă, veți
Veți rezolva această problemă și chiar veți avea câștig de cauză, chiar și într-un proces, dacă se poate amâna cu atât mai bine. Da? Bun, cineva de la drum care plânge după voi, un partener care este de ghindă sau născut pe data de 15, indiferent că e femeie, sunteți femeie sau bărbat, este, nu știu, sunteți un pic abătuți de această persoană sau poate să fie și în luna iunie născută. Lucrurile nu prea merg bine între voi în săptămâna ce urmează. În schimb, cineva de aici este iubit de sau iubită de o persoană care este născută pe data de 28, iar pe voi, doamnelor, care vizionați, este un bărbat de roșu care veți afla dacă veți fi sau nu cu el până pe data de 13, veți afla un secret și o să vă spună dacă rămâneți sau nu împreună sau dacă continuați această relație, deși vestea se pare că ar fi bună și cu bucurie în trecut ați primit și daruri. Parcă a fost și în septembrie, v-ați întâlnit cu el și a fost un pic de pauză. Cineva pe data de 14 care este născut va avea o bucurie mai deosebită, îi se rezolvă o problemă. Aici, cele care ați avut, mă scuzați, care ați avut blocaje, mă refer la doamne, nu contează ce culoare sunteți, blocaje pe sănătate, ați da bani, veți da bani, dar vă veți face bine. Banii vin cam după a doua jumătate, da? Cei care sunteți în zodia Leu, un pic de tot încă mai aveți de un pic de blocaj, ia uite, până pe data de 6, 7, tot aici ca de oameni de stat, dar aici nu este serviciul, aveți altceva de rezolvat. Se pare că cineva mai are și un tată bolnav, dar se va remedia un pic. Și aici ați avut o pierdere ați pierdut acte sau ați pierdut un proces și încă sunteți în blocaj. Se pare că ați făcut cu alt avocat sau avocată, ați făcut apel. Pentru că îmi cade o re, da, pe procese, o reluare, da, și până la urmă, deci v-am spus, v-ați schimbat avocatul sau avocata și să vedem acum, vreau să văd. Da, aveți cineva de la drum v-a blocat. Cam greu aici să spun acum, pentru că o etalare generală, nu știu dacă veți câștiga acest proces, se pare că nu. Da, cine are probleme cu instituții de stat și aveți datorii, să știți că vor fi niște probleme aici dacă în 10 zile, în 2 săptămâni nu vă achitați ceva, ia uite, exact, nici n-am tras cartea și au venit și o bolani, ce mă enervează cartea asta. Deci o să vi se închidă conturile, închideți firma, nu știu ce faceți pentru că nu ieșiți în pierdere, iar alții care au probleme cu aveți pe cineva la azil, să știți, aveți o parte, o damă pe cineva, sau voi ca și damă mergeți undeva la o femeie singură, sau la un bărbat singur, nu știu, că au căzut mai multe persoane aici. Este foarte supărată această parte că
stă singurică sau singur acolo, văd că mergeți la un azil de bătrâni sau la un spital unde sunt mai mulți bătrâni, nu știu. În orice caz, noroc acum, în dragoste, într-o zi, o săptămână, toți cei care sunteți în Zodia Pești veți avea o bucurie nesperată, poate de scurtă durată, pot să spun, dar oricum este ceva. O femeie care văd aici, care are 65 de ani, va rămâne văduvă, poate nu neapărat în următoarea săptămână, dar va rămâne văduvă. Cele care sunteți născute în luna noiembrie, veți face drum, veți pleca la un drum. Cele care sunteți născute pe data de 11 norce lună, vă veți îndrăgosti săptămâna viitoare și veți avea o relație de lungă durată, vă veți reînnoi, veți schimba casa unii dintre dumneavoastră, iar cei care sunteți în luna iulie născuți, aveți nevoie un pic de liniște sau vă retrageți, vreți unii dintre voi să rămâneți un pic mai singuri. Cineva care a crezut în săptămâna trecută că aveți o dragoste perfectă, se pare că este perfectă, dar nu atât de perfectă, pentru că unul dintre voi ați plecat la drum sau plecați la drum. Deci eu vă spun, ca să vă țineți această dragoste, ar trebui să mergeți și voi să faceți tot ce se poate. Ce vă mai așteaptă în săptămâna viitoare? O să auziți de cineva că a rămas însărcinată sau poate, da, normal că femeia rămâne însărcinată, dar voiam să zic că auziți de ceva, ori soția vă rămâne însărcinată, ori voi, doamnelor, rămâneți însărcinate. Ia uite, de două ori mi-a căzut copilul, da? Și veți avea și un nou, și căsătorie, și logodnă, și avansează relația. Nu neapărat pentru că rămâneți însărcinate sau că sunteți însărcinate, ci pur și simplu este în soartă, în destin, această sarcină și acest copil să vină și această căsătorie. Foarte frumos, ia să vedem ce se mai întâmplă. Unii dintre voi, în sfârșit, ba, și voi, cei care sunteți în rac, ba, spuneți că acum porniți, ba, că aveți putere și energie și pe urmă iar dați înapoi, că nici nu mai știți nici voi ce să faceți, să vă mutați sau să nu vă mutați dintr-o țară în alta sau dintr-o casă în alta, dar în orice caz, nu mai știți unde să mergeți, să mergeți, să vă mutați cu un iubit undeva sau să vă mutați la copil, dar în orice caz, oricum ar fi, până la sfârșitul lunii veți avea o bucurie mare de la drum. Toți cei care sunteți în rac în iulie, chiar dacă nu sunteți rac, foarte bine aspectați pe călătorii și pe cei foarte și pe dragoste, dar doar cei care sunteți, vă despart drumurile, ori de copii, ori de soți, să știți, aveți bucurie, vă împăcați, plecați, veniți, nu știu, dar în orice caz foarte bine aspectat. Ia să văd acum pe sănătate o carte, vă însănătoșiți cei care ați avut probleme din martie încoace, vă simțiți mai bine, mult noroc aveți și toți, absolut toți care sunteți de tobă, domn sau doamne, toți care sunteți cu litera C, iarăți și să nu vă mai fie teamă că veți fi bine, mă refer pe sănătate. Pentru cei cu servici sau fără sau nu contează, uite, vezi, unii, exact cum am spus, uite, probleme la servici, am tras pe servici și au căzut probleme, deci aveți grijă ce faceți pe la servici, da? Pentru că nu o să vă convină, ori unii nu-și au servici așa cum s-a promis în această săptămână, ori pur și simplu sunt probleme la servici.
Și se mai poate întâmpla, pentru că mai devreme nu mi-a căzut, dar acum da. Aveți grijă cei care sunteți combinați, aveți amante sau amanți la locul de muncă, pentru că va fi un fiasco. Da? Deci sunt niște probleme. Chiar dacă sunteți căsătoriți, căsătorite, deci unii dintre voi, nu vreau să dau, eu pot acum să spun și ce zodii înșală, dar eu nu vreau să vă nebunesc dacă vă uitați. Pentru că mulți dintre dumneavoastră nu știți să vă echilibrați nervii, sufletul și gura și așa, și nu gândiți rațional și nu vreau să stric o bunăstare și o, da, pentru că este o etalare generală și e foarte urât să, poate nici nu e potrivirea dumneavoastră și vă apucați să îi dați cu ceva în cap soțului sau soției și să vă stricați familia pentru niște chestii de pe YouTube. Și nu vreau să o spun, dar într-adevăr sunt unii dintre voi care ascultați acum, care aveți iubite sau iubiți la servici, da? Deci aveți mare grijă ce faceți acolo. Pe dragoste. Unii dintre voi se vor retrage, cei care sunteți, toți care sunteți de verde, cu ochii verzi sau albaștri. Unii se vor retrage dintr-o relație, alții nu vor o relație. Și cei cu litera D și cei care sunteți, mai ales cei care sunteți născuți în aprilie, încă vă gândiți dacă să vă combinați sau nu cu cineva, sau să vă întoarceți în trecut. În schimb, unele dintre dumneavoastră sunteți atât de sexy sau apetisante sau unele dintre doamne încât o să rezolvați ceva ca prin magie, prin atitudinea dumneavoastră săptămâna care urmează. Să vedem alte probleme nu mai sunt, veți fi majoritatea foarte, foarte tari și puternici în săptămâna ce urmează, mai ales inițiala de C, inițiala de H, inițiala de K, iarăși nume sau prenume. Zodia Leu, iarăși foarte bine aspectată, ca și putere, vă treziți la realitate. Deși mai devreme, nu știu, mi-a căzut ceva la Leu, dar trebuie să aveți grijă. Da. Dacă veți avea grijă și veți fi diplomați, veți trece și peste această săptămână. Am să scot două cărți din Sfatul Îngerilor pentru săptămâna 30 octombrie, 5 noiembrie. Azure este primul, rezultatul dorit va apărea foarte curând, dă dovadă de răbdare și credință și nu încerca să forțezi lucrurile. Deci exact cum v-am spus, ce este foarte important sau nu se rezolvă de la sine, nu apăsați pe accelerație în săptămâna ce urmează. Exact ce v-am zis mai devreme, aveți grijă, aveți grijă, da? Vanessa, pentru a lua o hotărâre, întreabă-te, ce cale mă duce mai aproape de îndeplinirea misiunii mele divine? Ce cale mă depărtează de ea? Deci unii nu mai aveți încredere în nimic pentru că multe lucruri n-au ieșit sau tot așteptați, dar știți care e treaba? Nici voi nu prea ați făcut multe ca să vă vi se îndeplinească sau să vi se rezolve problema, mulți dintre voi, pentru că în momentul când nu ești nici în căruță, nici în teleguță, nu vrei nici la stânga, nu vrei nici la dreapta, o iei înainte, pe urmă te întorci sau o iei spre dreapta și ajungi în stânga, niciodată lucrurile nu se vor rezolva. Nici în relații, nici în afaceri, niciunde. Da? Dacă nu sunteți consecvenți. Consecvența în orice etapă a vieții și în orice arie este cea mai importantă, indiferent că e consecvență spirituală, consecvență matrimonială, da? Deci, cam asta este. Vă doresc o săptămână minunată, plină de spor, de prosperitate. Și să fim bine cu toții. La revedere!